Filmul se deschide cu narațiunea lui Telly, care face o scurtă recapitulare a modului în care oamenii și-au epuizat resursele naturale până când globul s-a prăbușit. Pentru a preveni deteriorarea lumii, un grup de oameni de știință a generat o orhidee albă care a devenit o sursă eficientă de energie, ceea ce nu numai că a inversat pagubele colaterale, dar a și ajutat omenirea să facă un salt uriaș în viitor. Cu toate acestea, natura umană a rămas neschimbată, ceea ce a reprezentat cea mai mare amenințare la adresa omenirii însăși, astfel că a fost inventată o intervenție chirurgicală obligatorie la vârsta de 16 ani pentru a face ca toată lumea să fie suficient de perfectă pentru a nu crea niciodată conflicte globale. Înainte de operație, toți sunt asociați ca urâți și sunt ținuți într-o instituție închisă. Telly se întâmplă să fie una dintre aceste urâte, iar în prezent, Telly este contactată de cel mai bun prieten al ei, Paris, pe acoperiș. Telly evadează pe fereastră și escaladează instalația până pe acoperiș. Conversația lor dezvăluie faptul că Paris împlinește mâine 16 ani și își face în sfârșit operația pentru a păși în lumea nouă, în timp ce Telly mai are încă 3 luni. La ceremonia de absolvire, Telly reamintește lui Paris să se întâlnească cu ea sub pod o lună mai târziu pentru a se pune la curent cu lumea exterioară. Telly anticipează ziua în care îl va revedea pe Paris și își amintește de vremurile trecute de când au devenit cei mai buni prieteni și și-au făcut aceleași cicatrici pe palme pentru a-și consolida prietenia. Îi tot trimite mesaje lui Paris, dar el nu-i răspunde niciodată. O lună mai târziu, ea se furișează afară din instituție pentru a se întâlni cu Paris sub pod, dar el nu apare. Pentru a investiga ce s-a întâmplat, Telly urcă pe pod și găsește o mască de purceluș care o transformă într-una dintre frumuseți și face ca totul să pară mult mai strălucitor și magic. Ea îl găsește pe Paris la o petrecere elegantă, acum de nerecunoscut cu noul său aspect. El își amintește de Telly, dar schimbarea comportamentului său devine tulburătoare pentru ea. De asemenea, îi descoperă cicatricea de pe palma dispărută, ceea ce este o problemă pentru ea. În curând, gardienii anunță o intruziune în partid, așa că ea fuge și își găsește o vestă bungee pentru a sări de pe clădirea înaltă și a scăpa. Când ajunge înapoi pe punte, gardienii o prind în nava lor zburătoare, dar o urâtă din unitate o salvează, oferindu-i o plimbare pe placa ei de skate, în timpul căreia reușește să se ferească de gardieni. Telly o duce pe fată la bucătărie și fură mâncare folosind gliciul pe care l-a găsit în inelul ei. Ele stau pe acoperiș, unde fata se prezintă drept Shai. Cele două devin prietene când află că sunt gemene de ziua lor. În următoarea zi, Shai o face pe Telly să chiulească de la ore pentru a-i da lecții de pilotaj. Câteva zile mai târziu, Telly împrumută o carte de la niște rebeli care este scrisă pe un teren numit Fumul. Cu o zi înainte de ziua lor de naștere, Shai dezvăluie că nu vrea să se opereze și că ar prefera să meargă în fum unde aspectul fizic nu contează. Telly crede că fumul este o fantezie, dar Shai dovedește că se înșală ducând-o în sălbăticie de unde fac o călătorie lungă până la tărâmul ruinat. O urcă pe acoperișul unei clădiri distruse și aprinde focul pentru a semnaliza un bărbat pe nume David care vine să o ducă la fum. Ea vrea ca Telly să vină cu ea, dar Telly este obsedată să devină frumoasă și să vrea să fie văzută. În ciuda diferențelor dintre ele, Shai dă indicații către fum înghicitor și o face să promită că nu va spune nimănui despre asta. Telly se întoarce la cămin unde participă la absolvirea de ziua ei. Când îi se ia lotul pentru operație, ea nu primește unul. În schimb, este dusă direct la doctorul Cable, un monstru malefic dulceamar. Acesta o convinge pe Telly să-i spună unde se află Shai, dar Telly își ține promisiunea și nu dezvăluie nimic, ceea ce o duce înapoi în cămin. În acea noapte, Paris apare surprinzător la fereastra camerei ei și o convinge să-l ajute pe Cable să o găsească pe Shai. El o face să creadă că Shai ar putea fi în pericol. În următoarea zi, Telly îl vizitează pe Cable, care îi mărturisește despre o armă pe care David și oamenii săi o creează pentru a le distruge orașul, doar pentru a câștiga încrederea lui Telly. Când aceasta este de acord să ajute la găsirea lui Shai, Cable îi dă o baliză sub forma unui colier pentru ca ea să le poată semna la locația sau odată ce o găsesc pe Shai. În continuare, Telly pornește singură într-o călătorie în sălbăticie folosind ghicitorile lui Shai. Se oprește într-un lan de orhidee albe și se odihnește o vreme. Înapoi în distopie, Paris o vizitează pe Cable, dezvăluindu-i că a fost trimis de ea pentru a o convinge pe Telly. La cererea ei, Paris îi dezvăluie că toate sentimentele vechi revin după ce o vede pe Telly, așa că Cable îi vide o altă procedură de suprimare a acestor sentimente printr-o altă procedură, ca și cum ar fi un defect. Telly se trezește pe câmpul ei cuprins de flăcări, dar este salvată de David, care își folosește detectorul pentru a găsi un tracker sub placa ei.
El îl aruncă imediat și scanează întregul corp. Baliza vicleană depășește detectorul, care o declară pe Tally liberă de urmăritori. În timp ce el o îndrumă în față, Cable află despre urmăritor și trimite doi gardieni la locul indicat ultima dată de urmăritor, știind că Tally a fost abordată de oameni. David o duce pe Tally la avampost pentru a fi vaccinată mai întâi. Acolo ea o găsește pe Shai și se bucură enorm. Când sunt singure, Tally își arată indirect îngrijorarea față de Shai în legătură cu locul, ceea ce o face pe Shai să realizeze că Tally a venit doar să o ducă înapoi în oraș și spune direct lui Tally să plece imediat. Tally recunoaște că a venit aici să o ia, dar o imploră să aibă șansa de a rămâne cu ea și de a monitoriza dacă locul este ceea ce Shai pretinde că este. În dimineața următoare, toată lumea din avampost se adună pentru a aprinde un alt câmp de orhidee înainte de a se îndrepta spre fum. Tally îi oprește crezând că distrug sursa de energie a oamenilor, dar David le dă veștile proaste despre cum aceste orhidee săgătuiesc nutrienții din sol și lasă pământul nefertilizat. Pentru a-i dovedi și mai mult acest lucru, ei o aduc în elicopterul lor în timp ce incendiază câmpul, iar ea are ocazia să vadă cu ochii terenul afectat. Un membru al echipei Croy detectează pe scannerul său mișcările a doi cercetași pe câmp și îl alertează pe David și pe toți cei din elicopter. Shai cade din elicopter, așa că Tally aruncă frânghia pentru bagaje și coboară în fum pentru a o salva. O trage pe Shai inconștientă până la frânghie și trage de ea pentru a-l anunța pe David că a găsit-o pe Shai. Acesta îi ordonă pilotului să zboare la înălțime, ceea ce le salvează pe fete de la capturarea de către un cercetaș. Se întorc la post unde Croy o acuză agresiv pe Tally că a adus cercetașii cu ea, dar David o apără după ce a salvat-o pe Shai cu altruism. După ce au rămas peste noapte, echipa o leagă la ochi pe Tally și o duc la fum văzând că-i cad fălcile. Ea îl descrie ca fiind un loc în care toată lumea trăiește cu liberul arbitru, ceea ce nu știa până acum. După ce explorează singură, se alătură lui Shai, care o pune să lucreze cu David pe șinele de cale ferată pe care le reciclează pentru a face oale și tacâmuri. În seara următoare după cină, David ține un discurs care îi deschide mintea, convingând-o pe Tally că orașul nu face altceva decât să-i facă nesiguri. Pe măsură ce zilele trec, David se apropie tot mai mult de Tally și o duce să exerseze cu arbaleta. Acolo el îi observă bășicile de pe mâini după călătoria pe care a făcut-o pentru a o găsi pe Shai, așa că o duce înapoi la el acasă și dă mânușile lui. În același timp, fata rănită este dusă la David, care raportează o altă intruziune din partea cercetașilor și o suspectează din nou pe Tally. Mai târziu, Shai se alătură lui Tally la treburile casnice și găsește mânușile lui David la ea. Aflând că el i le-a dat, ea își dă seama că David o place, așa că îi cere lui Tally să se hotărască dacă vrea sau nu să fie în fum. Când Tally se simte bine în preajma lui David, încearcă să-l întrebe despre arma pe care o construiește pentru a distruge orașul, conform mai multor surse din căminul ei. El o duce imediat acasă la părinții săi, dezvăluindu-i că s-a născut în fum și nu a fost niciodată în oraș. Își pune părinții să-i dezvăluie adevărul amar, în ciuda faptului că ea abia a ajuns aici. Mama Maddie dezvăluie că ea și soțul ei au aflat că Cable făcea operații pentru a-i lipsi pe oameni de sentimente și liber arbitru. Când a aflat despre săpăturile lor, i-a alungat, dar din fericire, părinții s-au integrat în cercul potrivit, s-au vindecat și au fugit departe de oraș pentru a începe o viață mai bună. Pe lângă toate acestea, ei dezvăluie că lucrează de 20 de ani la Olea, căruia îi lipsește un compus sintetic numit nanosinteză, care este disponibil doar în oraș. Tally nu reușește să înțeleagă acest adevăr urât, așa că pleacă și-și aruncă colierul în foc. Când David îi se alătură, ea încearcă să-i spună adevărul, dar el are o încredere oarbă în ea și schimbă discuția pentru a-i da liberul arbitru să aleagă ce vrea să facă în continuare. Ei sfârșesc prin a se săruta, fără să știe că lănțișorul a trimis un semnal înainte de a fi distrus. Când se trezesc în dimineața următoare, Cable a pătruns deja în zonă cu mai multe nave de recunoaștere, plutind deasupra fumului. Iscoadele se feresc de capcane și îi adună pe toți cei prezenți acolo. Tally și David se ascund și veghează până când Tally îl zărește pe Paris printre iscoade, întorcând gâtul tatălui lui David și omorându-l. David fuge la tatăl său în timp ce Tally fuge la Cable. Când acesta îi cere o explicație pentru că a trădat-o și a dăunat fumului, David și Shai devin dezgustați să afle că lucra cu Cable, așa că ea fuge. Maddie își pune în secret leacul în punga lui David și îi spune să fugă. Cable distruge fumul, îi intimizează pe toți și fuge. Rămasă în urmă, Tally îl găsește pe David în peșteră și îi spune adevărul.
își cere scuze de mai multe ori și roagă să o urmeze în oraș pentru a-și salva poporul, el o crede pe cuvânt și rătăcește cu ea, ea se întoarce la sediul său și le cere rebelilor să creeze o diversiune departe de clădirea lui Cable. Rebelia prinde un semn cu foc pe care scria că fumul trăiește, ceea ce îi face pe toți cercetașii să părăsească clădirea și să zboare spre ea. David și Tally se infiltrează în clădirile pe panourile lor și reușesc să-i salveze pe toți, cu excepția lui Shay, care a fost dusă pentru operație. Croy este supărat pe ea, dar vine cu un plan pentru a o salva. Cu toate acestea, întâlnește neprevăzutul atunci când o găsește pe Shay îmbrăcată frumos, stând în fața ei fără sentimente și cu o explozie de energie pozitivă. Cable și Perry apar și conduc pe David, Tally și Maddie la panourile chirurgicale. În timp ce Cable vorbește despre liberul arbitru ca fiind un factor care duce la distrugerea lumii, Croy zboară cu elicopterul său în apropierea ferestrei și dă foc la tot, eliberându-i în cele din urmă pe David și Tally. Înainte de a fugi, Maddie fură nanosinteza pe acoperiș, Perry se oprește, dar Tally plânge în fața lui și încearcă să-i împrospăteze memoria. Chiar când este pe punctul de a funcționa, David își amintește că este ucigașul tatălui său și se ia la bătaie cu el, în timpul căruia Perry scade de pe clădire și moare. Toată lumea se întoarce în orașul în ruine, unde Maddie anunță finalizarea leacului ei, dar nu este de acord să o vindece pe Shay până când aceasta nu-și dă acordul. Tally se oferă voluntară pentru a deveni subiect de test pentru leacul ei. Ea le cere să aștepte semnalul ei și se predă când apare Cable. Filmul se încheie cu finalizarea operației lui Tally și cu acordarea unui nou cămin. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!